este un punct sensibil de multă vreme. Pe parcursul anilor s-a redus din ce în ce mai mult subvenția pentru gigacalorie și acest lucru, în esență, îl consider corect. Însă, acum s-a hotărât tăierea acestei subvenții din partea statului. Lucru care și acesta, în principiu, găsesc că e corect. Numai în momentul mi se pare greșit ales. Nu mi s-a părut corect să se facă acest lucru acum în prag de toamnă sau de iarnă. Ar fi trebuit ca această hotărâre să se ia primăvara pentru a da oamenilor posibilitatea să ia o hotărâre informată, să se debranșeze sau să rămână. Având în vedere acestea, vă propun să păstrăm în Sibiu prețul gigacaloriei la fel cu cel din iarna trecută. Dacă ne hotărâm, poate la anul sau altă dată, să reducem și noi subvenția, consider că putem să facem acest lucru primăvara pentru a da oamenilor posibilitatea să-și aleagă altă variantă de încălzire. Nu cred că ar fi corect acum să le spunem că ar trebui să plătească mai mult pentru încălzire. În concluzia, rog să votați să rămână același preț ca și în iarna trecută.